Domnule primar, aici se execută lucrări mai dificile la Buciumeni. Da, este o zonă foarte dificilă, vedeți și noastră. Este o pantă foarte abruptă, care încercăm să o facem mai bine. Se lucrează mai greu, este foarte adevărat, din porțiunea aceea va fi o rigolă de preluare a apelor pluviale, pentru că stânga-dreapta vor fi șanțuri, rigole, din pământ. N-am avut bani să le facem din beton, vă spun sincer. Dar vedeți și noastră acest mastodon, cât împinge și cât lucrează, pentru că aici nu s-a intervenit de 15-20 de ani de zile pe pământ. Vreți să dezvoltați zona către turist, către agrement? Aici se poate observa un ecosistem natural pe care vreți să-l protejați, domnule primar? Este o zonă foarte frumoasă aici, este o zonă inundabilă. Vă spun sincer, dacă ar veni un întreprinzător să facem o deltă naturală, să fie foarte frumoasă, oricum zona aici este foarte frumoasă, vedeți și dumneavoastră ce avem în dreapta mea și stânga dumneavoastră și mulțumim pe această cale acestui întreprinzător care a făcut un lucru foarte frumos aici la noi în localitate. Așa vreau să fie în tot Budeștiul. Să vină oameni care să se implice și care să aducă lucruri frumoase pentru Budești. De ce faceți asta, domnule primar? Domnule, vreau să vă spun că vreau să-mi crească zona atât de mult, mai ales cu autostrada 0, care și centura a doua care se va face, vreau să crească inclusiv zona noastră. Abia aștept să îmi fac cugul, să terenurile să le prindem pe intravilan, pentru că vor fi veni foarte multe firme să-și facă anumite secții de producție, să-și facă anumite depozite pe raza teritoriului orașului Budești. Și pe această cale chiar îi rog să mă contacteze, să vină la primărie și eu îi ajut, din orice punct de vedere. Mulțumim, spor la muncă, domnul primar! Mulțumesc mult și eu!